Mihai, mulțumesc. Principalele motive de îngrijorare ale românilor din generațiile Millennials și Z sunt educația și dezvoltarea abilităților personale și profesionale, dar sunt preocupați și de nivelul corupției din mediul de afaceri și din politică, precum și de protecția mediului, conform unui studiu realizat în 45 de țări din întreaga lume, inclusiv în România. La nivel global, marile preocupări sunt legate de menținerea stării de sănătate și de protecția mediului, în timp ce, dacă e să ne referim strict la cei din generația Z, aceștia pun pe primul loc protecția mediului, urmată de șomaj și de menținerea stării de sănătate. Și discutăm despre rezultatele acestui studiu cu doamna Lorena Diaconescu, psiholog, în direct acum cu noi. Bună ziua și mulțumesc tare mult! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Sunt cumva justificate aceste preocupări dacă e să ne gândim strict la generațiile despre care vorbim, la millennials și la generația Z? Categoric, dacă ne uităm la dinamica dezvoltării tehnologiei și modul în care s-a aflat la un moment dat societatea într-un anumit context, da, este justificat. Vedem foarte bine că sunt anumite diferențe de concept în ce privește viziunea asupra joburilor, să zicem, da, asupra preocupării pentru viitor. Sigur că, da, generația millennials au avut niște ghizi foarte bine pregătiți pentru că nu se schimbase mare lucru și joburile erau cam aceleași. Însă acum, pentru generația Z, iată, sunt o serie de oportunități și o viziune nouă asupra viitorului. Sunt anumite profesii care țin de viitor și care n-au nicio legătură cu trecutul. Evident, nu există părinții care să fie ghizi pentru acești copii, pentru că nu au avut de a face cu astfel de domenii noi. Și cât de greu este în aceste condiții, în condițiile în care părinții nu sunt pe aceeași lungime de undă cu cei mici, cu copiii? Este greu din punctul meu de vedere, numai pentru părinți, pentru că pentru copii această viziune este oarecum clară. Ei, născându-se în era digitală, deja văd lucrurile într-un fel diferit și chiar cred că se gândesc să-și construiască niște opțiuni care să le permită să se dezvolte. Pe de altă parte, este și această preocupare asupra stării materiale, da? Asupra siguranței financiare. Și aici iar avem o chestiune care trebuie, cred că, abordată din două puncte de vedere. Este vorba de educația financiară pe care copiii o primesc și, în al doilea rând, descoperirea unor nevoi pe care nu întotdeauna părinții știu să le prezinte copiilor. Atunci când vorbim despre bani, de multe ori, întrebându-i pe copii care este scopul lor, ar fi să facă bani. Nu, banii nu sunt un scop, ei sunt doar un mijloc, sunt un instrument și cred că ar mai fi un lucru extrem de important de învățat de către copii, să înțeleagă cum ar trebui să câștige banii, în sensul că trebuie să existe elementul de plăcere, da? Să ne alegem joburi care ne plac și care ne fac să fim creativi și care ne pot face să ne bucurăm de ceea ce câștigăm și, în al doilea rând, să nu uităm de instrumentele de economisire pe care, din fericire, cei tineri le văd într-un mod diferit decât le vedeau părinții noștri. Sigur, era vorba de acea perioadă grea în care fiecare încerca să strângă numai pentru a se asigura pentru viitor. Acum, cred că instrumentele sunt văzute un pic diferit acestea de economisire. Foarte interesant ce se întâmplă în rândul acestor generații când vine vorba de preocupări. Aceste preocupări cumva sunt adaptate rapid la situația globală. Dacă e să ne referim strict la ce s-a întâmplat cu pandemia de COVID-19, dintr-o dată a apărut ca preocupare în rândul acestor generații starea de sănătate. Tinerii știm foarte bine că nu se gândeau, și copiii în special, la starea de sănătate. Părinții erau cei care se preocupau. Da, așa este, numai că am avut surpriza, stând de vorbă cu adolescenți, să văd că sunt foarte preocupați de starea de sănătate, dar în relație cu mediul, cu protejarea mediului. Deși m-am gândit că poate pentru copii și pentru adolescenți este un lucru mai puțin important, totuși am fost uimită când niște adolescenți mi-au spus că nu vor să completeze niște hârtii, niște formulare de feedback, pentru că ei își doresc să arate că sunt ecologiști. Într-un fel, scopul meu n-a fost atins pentru că n-am obținut acea hârtie de care aveam nevoie, dar în același timp am apreciat foarte mult faptul că ei aveau un scop și că respectau un principiu pe care l-au înțeles și pe care și l-au asumat. Mulțumesc foarte mult, doamna Lorena Diaconescu, pentru această intervenție și pentru această discuție și cu siguranță, dacă se vor mai schimba aceste preocupări, vom mai reveni la acest subiect în legătură cu generațiile millennials și Z. Vă reamintesc însă acum, doamna